Cea mai nouă piesă, de sună-mă, am auzit-o în premieră pe frecvențele Radio România Actualități, Ada este lângă mine, zâmbește, bună ziua! Bună ziua, voiam să zic bună dimineața, dar de fapt m-am trezit la șapte, deci a fost de mult dimineață. Știi că se poate, spune bună ziua. Am mai zis asta, am mai explicat. Bună dimineața, se putem, avem voie, ne dau voie, domnii profesori de limba română, să spunem până la ora 12, A, că da? este prânz. Da, și că după ora 12... A, deci e... eram în grafic. Deci era în grafic. Bine ai venit, Ada, mă bucur foarte mult că te Bine revăd. -am găsit și uh, am venit cu mare drag. O culoare spectaculoasă, ești îmbrăcată în... Um... Albastru. Da, turcoaz. Toată, toată albastru Din Bine, e, greu să, e foarte greu să nimerești fix nuanța părului. Dar uh, mi-am dorit foarte mult, aveam în cap de foarte mulți ani acest concept să fiu uh, o culoare, <laughs> câte o culoare, pentru că urmează acum 12 luni de multe culori, în fiecare lună voi deci fiare. În fiecare culoare. lună voi fi o altă culoare. Și nu doar uh, părul va fi uh, altă culoare, ci și hainele și tot. Vreau să-mi fac uh, toate filmele și nu mai vreau să-mi refuz nimic. Vreau să-mi fac toate filmele Da. și să nu mai îmi refuz nimic. E o concluzie interesantă. Merită să faci acest efort, pentru că bănuiesc că nu e sacrificiu, că e făcut din plăcere. Exact. Îmi aduce mie bucurie, mă face să mă simt bine, mă face să mă simt liberă. Um, chiar dacă sunt mamă, chiar dacă am urmează să fac 32 de ani, chiar dacă sunt și doamna Rizea la ședințele cu părinții, și Ada, artistul pe scenă, și mama acasă, fac și curățenie și fac tot ce trebuie, vreau să-mi păstrez sufletul și spiritul liber și tânăr și să să mă bucur de, de, viață și de mine, să mă sărbătoresc cumva cu, prin aceste gesturi. Aș vrea să le amintesc celor care ne ascultă acum că suntem live pe Facebook, pe pagina România Actualități. Ada vă salută chiar în acest Bună. moment. În cazul în care aveți întrebări pentru Ada, le puteți lăsa în comentarii. Pentru cei care nu au posibilitatea să vadă imaginile din studioul Radio România Actualități, voi încerca să o descriu pe Ada. Are părul albastru și este îmbrăcată din cap până în picioare M în albastru. Vă puteți convinge <laughs> de acest lucru și ceva mai târziu, când vom posta tot pe Facebook și fotografiile uh, pe care le facem de aici, din studio. Ea a spus că fiecare lună va avea o culoare. După albastru, ce urmează? Uh, chiar astăzi am lansat un mic uh, joculeț, o mică provocare pe canalele mele de uh, socializare unde i-am invitat pe oameni să ghicească următoarea culoare, le-am spus doar atât că nu este roz, nu este verde și nu este mof, așa că hai să ghicim vreau <laughs> uh, uh, da. să surprind n-aș vrea să divulg acum uh, ne roz, dar ne e mof. pregătit dulapul, e pregătit uh, părul urmează să fie pregătit pentru că trebuie să iasă albastru din, uh, din păr nu vreau să-l stric și atunci uh, totul se face foarte blând și abia aștept să experimentez și să mă distrez. Știu că imaginea este foarte importantă pentru un artist, dar ceea ce contează este mesajul pieselor și în special ritmul muzicii pe care o transmite mai departe fanilor. Am auzit în premieră piesa Sună-mă. Sună-mă, da, care este o piesă cumva destinată femeilor. Acum câteva zile <laughs> ai lansat Da, nu? da, da. Și mă bucur că a ajuns la oameni și mă bucur că, că, că m-ați invitat și aici cu piesa și mă bucur că se ascultă este o piesă cu un mesaj pentru femei, cumva, de fapt nu doar pentru femei, dar e mai mult Femeile se regăresc, regăs, mai da, de Femeile să regăsesc mai degrabă exact, un mesaj, exact. da? Um, cumva să ia atitudine și să se respecte, să iubească. E vorba despre stima de sine, cumva, și despre um, dorința de a avea... Um, um, Bărbați asumați lângă noi. Să ai bărbat asumat este o condiție necesară și suficientă în cazul unei da. femei puternice. Exact. Te consideri o femeie puternică? Uh, nu știu, mă consider o femeie uh, uh, binecuvântată mai degrabă decât puternică E mai că de, suav cuvântul ăsta, binecuvântat De multe ori uh, asta cu puterea știi, viața nu-ți dă de ales Adică tu nu vrei să fii puternic, dar uh, pățești să anumite faci. lucruri în viață Și ești nevoit să fii puternic și nu cred că e neapărat o calitate cumva Pentru că uneori ai sufletul rupt în bucăți chiar dacă vrei să arăți că totul este bine de aceea vreau să spun despre mine că sunt o femeie binecuvântată Din toate punctele de vedere Acea sensibilitate care se regăsește în muzică O regăsesc acum în timpul discuției cu Ada invitată de astăzi între prietenii de la radio Și uh, nu o să mă îndepărtez foarte tare de piesa pe care tocmai am ascultat-o Cea mai nouă piesa a ta Și o să te întreb dacă au fost momente în viață În care ți-ai dorit să sune telefonul și n-a sunat uh din punct de vedere din al toate relațiilor punctele sau... de vedere din toate <laughs> da, pentru s că întâmplat desori de un în telefon primit în momentul potrivit poate să-ți schimbe viața, fie că e vorba de profesie, fie că e vorba de viața personală sau de toate lucrurile care țin Am de Am aș așteptat de multe ori să sune telefonul și uh, țin minte eram odată, era mai mică, îndrăgostită de un băiat, asta e amuzantă. Și uh, am primesc că am dat un mesaj, am sărit repede din pas meu la telefon și era un mesaj primit de la telefonia mobilă unde aveam abonamentul. <laughs> să ne spună câte fete nu s-au regăsit <laughs> în întâmplarea povestită Zic, mai devreme. Mă de la uh, telefonie. Uh, și da mi s-a întâmplat de multe ori să sune acele telefoane importante care mi-au schimbat uh, destinul. Uh, dar cu siguranță totul s-a întâmplat cu un scop și uh, nu am niciun fel de regret sau părere. Cred că de... pe lângă această binecuvântare e vorba și de noroc sau de o șansă, să nu folosesc un cuvânt, dar mai cu seamă și de muncă, Foarte și de inspirație, exact. și de trudă. Există lucrurile astea în spatele fiecărui om? Să, cel mai important este să nu renunți până la urmă. Adică eu de multe ori am senzația că urmează să se întâmple ceva frumos, bun. Însă parcă îmi pierd răbdarea pe final. Și tot timpul asociez această stare cu starea pe care o aveam când mergeam acasă la Târgu Mureș, cu maxi taxi singură din București, după ce m-am mutat aici. Înainte de Târgu Mureș este o zonă cu foarte multe dealuri. Și toate seamănă între ele și eu niciodată nu știam care este ultimul deal înainte să intru în Târgu Mureș. Și tot timpul îmi spuneam în minte, chiar am, am folosit această expresie într-o piesă, încundel și ajung acasă, încundel, încundel. Și chiar dacă mai aveam, nu știu, 15 minute până să intru în oraș, mi se, părea acel, mi se păreau acele 15 minute interminabile mai lungi decât tot drumul de 7 ore pe care îl făcusem până în, în punctul respectiv și uh, mereu când îmi pierd răbdarea sau când am îndoieli sau când sunt anxioasă, când am impresia că uh, nu mai scot capul uh, la um, suprafață, uh, îmi spun asta, în încundeal, în cundel, în cundel și am speranță că totul va fi bine. Sunt poveștile neștiute uh, din viața Adei. Ada Balada astăzi între prietenii de la 10 sau mai cu seamă da. între prietenii de la radio. Orice artist are nevoie de momentele sale de liniște, de refugiu ca să poată cânta. Spuneai ceva mai devreme că ești și soție, ești și mamă, ești de și artist și trebuie să stai foarte mult Șapte, pe scenă. Nu. Da, când găsești timp și pentru tine? Este foarte greu să găsesc... Uh, nu știu, să-mi iau două zile libere cumva, deși mi le doresc de mult timp să merg să stau în natură, nu știu, la undeva la munte și să nu fac nimic însă, chiar dacă programul nu-mi permite să fac asta încerc în fiecare zi măcar 10-15 minute să să fiu eu cu mine și mă rog foarte mult adică așa reușesc să mă eliberez. îți simți pe Dumnezeu uneori aproape? Da. Nu, uneori mereu Tot timpul? Da. E lângă umărul tău? Da și îți dă forță? și dă și putere? Mai ales în momentele alea în care simt că, că totul se dărâmă cumva, atunci, atunci, se dă când îl, atunci îl simt uh, și mai puternic. A, da. Nu știu dacă ai făcut-o intenționat sau nu, dar ai declanșat adevărată revoluție pe Facebook pentru că toți vor atunci. să afle culoarea sa de, de luna ah. viitoare. Îmi spune cineva, este culoarea lunei? Călduț, călduț, roșu Hai să jucăm așa Călduț Portocaliu, și roșu călduț, călduț. Deci care este culoarea uh, pe care Ada o va o alege? O culoare superbă Pe care uh, nu am mai avut-o niciodată Și doamna știu să iasă bine Având în vedere că acum sunt albastră De asta trebuie Uite, să Diana, pregătim întrebă. părul foarte bine Să iasă Portocaliu? Întreabă Diana, tot călduț, călduț. călduț, călduț. Vă e mai așteptăm Uite o... acolo, o combinație sunt foarte mulți oameni care îți caută cartea, cele trei, Ada. Da, ce drăguț! Ai mărturisit la un moment dat că a fost o adevărată terapie pentru tine, m-a ajutat să iert, să nu mă mai critic atât de dur, sunt cuvintele tale, Ada. Da. Și de fiecare dată când un om își pune inima pe tavă în fața celorlalți, apare o, o, un sentiment de ușurare. da m-am eliberat. Cum te-ai da seama că dacă până. mă arăt cumva vulnerabilă, eu tot timpul am avut acea platoșă. Da. Și întotdeauna mi-am ascuns emoțiile, mi le-am mascat, am vrut să neapărat să par ceea ce nu sunt că nu, nu am, deci ori, -am jucat să facem teatru, lucrul ăsta mereu dar am, am, avut mereu o mască cum am vrut să par acea femeie puternică uh, și neînfricată și așa mai departe apoi mi-am dat seama că este obositor și din cauza afecțiunei, afecțiunii pe care am dobândit-o <gântu -se> pur și simplu m-am lăsat liberă și m-am arătat vulnerabilă în dorința de a ajuta și pe ceilalți, pentru că sunt mulți în situația mea și uh, cumva scopul meu a fost să, să ajut oamenii să o ia pe scurtătură să nu mai parcurgă acel drum lung de un an și jumătate pe care l-am parcurs eu până am aflat diagnosticul da. și uh, Acum pot să zic că nu mai este frică deloc să mă arăt așa cum. Dacă vine să plâng, plâng. Dacă vine să râd cu gura până la urechi, râd cu gura până la urechi. Nu mă mai gândesc că voi fi jutecată, pentru că până la urmă sunt om. Chiar dacă sunt artist și trebuie să, trebuie să, trebuie să. Nu trebuie să nimic. Sunt om și până la urmă asta sunt și îmi asum absolut orice. Un medic renumit <coughs> povestea chiar aici între prietenii de la radio că putem să înlocuim cuvântul trebuie cu un alt cuvânt la îndemână. Avem nevoie. Da. Am nevoie să fiu liberă, am nevoie, nevoie să da. mă simt bine în loc de trebuie să mă simt bine sau trebuie să dau foarte bine Dar în fața oamenilor. trebuie ar... pune o presiune extra, extraordinar de mare pe noi. Și nu ne dăm seama. De multe no. ori nu ne dăm seama. Pe muzica ta se râde, se plânge și mi-ai confirmat și tu că muzica într-un fel vindecă, indiferent dacă ești un fan în răita aladei sau pur și simplu îi asculți piesele. Cum e să ai o astfel de responsabilitate? Vorbeai de presiunea cuvântului trebuie, dar există o altfel de presiune atunci când dai din tine emoție către oameni, către public? Este presiunea cumva am început să o simt în momentul în care am reușit în carieră și am vorbit de multe ori despre lucrul asta. În, la începuturi, cumva nu te știe nimeni sau te știe puțină lume și așteptările sunt foarte mici sau nu sunt deloc. În momentul în care ai confirmat, în momentul în care ai avut uh, succes și așa mai departe, automat și presiunea pe care o pui tu pe tine crește pentru că vrei și mai mult și mai mult și mai mult. Dar și oamenii au alte așteptări de la tine, și atunci, oricât de, cum să zic, liberă aș vrea să mă las din punct de vedere muzical, cumva intervin în anumite gânduri și pot să zic că mi-este mai greu să compun acum decât îmi era la începutul carierei. Până la urmă și presiunea asta trebuie să fie suficient de ușoară ca să ne facă să mergem mai departe. Exact. Haideți să spun din nou culorile, culorile toamnei, ne spune culoarea toamnei, un maron ruginiu. Ah, s-ar putea să fie pe aproape, după cum îi privești. Și tipul. tăcerea este un răspuns. Deci s-ar putea să fie ghicit, este culoarea rodiei, îmi spune uh, altcineva. Va fi și culoarea rodiei, dar nu acum la an. Da, deci este Ilie Anca. Cred că ea a câștigat culorile toamne. Este un răspuns de pe Facebook. Vreau să le mulțumesc atât celor care ne scriu și care ne urmăresc live pe pagina România Actualități. Sunt și oameni care ne scriu din Spania, dacă am citit bine, din Marea Britanie. mulțumesc! Îi salut încus... pe toți și îmbrățișez. Vreau din nou să mă reîntorc la carte și nu aș putea... Am citit că nu vrei să te numești scriitoare pentru că nu ăsta a fost rolul tău, nu. dar îndrăznesc să te întreb dacă urmează și o a doua carte? Mi-ar plăcea foarte mult să scriu o carte ficțiune. Oh. Am cumva ideea în minte, însă îmi doresc să, să fie foarte, foarte complexă. Am povestea cumva creionată. Probabil îmi va lua ceva timp să o scriu, pentru că vreau să o fac bine. Cartea cele treia, da, este cumva ca un jurnal. Mi-am povestit viața... Am făcut terapie, practic, eu cu mine, în momentul în care am scris cartea, și mă bucur că este citită într-un număr foarte mare, inclusiv în alte țări. Mă bucur că a ajuns la suflete și sper să ajute. Am, am scris-o așa din dorința de a afla de ce m-am îmbolnăvit, din dorința de a mă vindeca. Și lucrurile, iartă-mă că te întrerup. Lucrurile sunt bine acum din punct de vedere al sănătății? Sunt mult mai bine. Am rămas cu uh, artrită. Uh, probabil voi rămâne cu ea toată viața, dar uh, este suportabil, adică poți să trăiești cu ea, mai e o pastilă, mai faci un masaj, <laughs> asta este, uh, dar neurologic sunt mult mai bine, mai am mici sechele în momentul în care sunt foarte, foarte obosită sau emoționată sau dacă sunt foarte stresată, mai joacă puțin uh, uh, pe neurologic, îmi joacă feste uh, căp căp căpșorul Uh, dar sunt mult mai bine în față de cum am fost Mai am uh, vreo 13 injecții Din 80 În ianuarie termin tratamentul Iar în aprilie cam așa Mă voi testa din nou să văd dacă a intrat în remisie și merg înainte, orice ar fi. Oricum, noi îți dorim foarte multă sănătate, în primul mulțumesc, rând. Mulțumesc, cea mai important. Și îți mulțumesc că n-ai împărtășit din experiența. În general, noi, oamenii, sau atunci când încercăm să arătăm lumii o parte din viața noastră, suntem tentați să alegem doar lucrurile bune și frumoase care ni se întâmplă. E așa un fel de refulare. Nu o să spun lucrurile rele. Nu știu dacă e bine sau rău, dar e o dovadă de curaj, de asumare și de sinceritate de fiecare dată când facem lucrul ăsta. Da. Mă reîntorc acum la momentul pe care l-ai povestit ceva mai devreme, când într-un maxi taxi te duceai acasă, cât făceai din București până la, la tine acasă? Depinde de șofer, depinde de trafic, uneori am cu și 12 ore, da. uneori și 6, 7, dar așa o medie de 9 ore cumva cu tot cu 9 ore de la București până la casă. Da, și invers la fel. Invers, de obicei făceam mai mult pentru că era foarte aglomerat pe Valea Prahovei. Nu s-a schimbat nimic. Încă este aglomerat acolo. Care a fost cea mai frumoasă amintire din copilăria ta, pe care nu o poți uita niciodată? Cea mai frumoasă amintire, când le dădeam copiilor bomboane la bunici să vină la concertele mele, adică eu avea unchiul meu și mătușa mea avea un magazin și rugam să-mi dea câteva bomboane de acolo și le dădeam, imituiam cumva pe copii să vină în, în poenița din capătul străzii să mă vadă la concert. Adică eu îmi doream foarte mult să, să performez în fața lor și ca să fiu sigură că vin, le dădeam ceva dulce înainte. Am înțeles. <laughs> și îmi luam un măr din copac și un băț și îmi făceam un microfon și făceam concurs de talente, cântam, compuneam și... Aveai mulți spectatori la tine la concert? Toată, toți copiii de pe stradă. <laughs> adică încerc să-mi imaginez cum imita eco cu bomboană se pot face. Veniți multe la lucruri. concert la mine, eu să fiu mare cântăreață în România, le spuneam, eu să fiu cea mai tare, bla bla bla, veniți să mă vedeți cântând. Păi nu, că uite, vă dau o bomboană, veniți, hai că venim dacă ne dai bomboană. <laughs> care era desertul tău preferat? Lucru pe care ți-l făcea mama și la care te reîntorceai de la joacă sau din, de pe unde erai gogoși. cu mare gogoși. Doamne, deci mi-aș face baie în gogoși, efectiv, aș mânca toate gogoșile din univers, dar acum nu mai am voie pentru că nu mai am voie gluten și niciodată nu voi mai avea voie gluten și n-am mai mâncat gogoși de vreo patru ani sau cinci ani. Nu sunt bune gogoșile, în primul rând că îngrașă. Doamne, cât de bune sunt! <laughs> Doamne, când mușcam și îmi rămânea așa deasupra buzei acel zahăr pudră. Doamne! Nici zahărul nu e bun, Adda, să știu. Știu, păi nu nici mai Nici zahărul, zahărul, foarte mai Ai am mai început să gust un pic de zahăr. Nici dulciurile nu sunt bune. Până la urmă, cred Doamne. că... Nu, gogoșile, efectiv, gogoșile. Nu există ceva mai bun decât gogoșile. Ale făcute de mama cu paharul. Cu paharul. Probabil că toate gospodinele l-au făcut așa. Cu foase, dar cu goale în mijloc, așa, cu aerate cumva. Da. Întinzi, ușor pe masă și Oare iei am Oare mâncat go astăzi? Cu siguranță le-am făcut poftă. Da, probabil că sunt. Așteptăm să, să ne spună. E adevărat că ești obsedată de ordine și de curățenie? Da. Urăsc să <laughs> am dezordine, usuc rufele pe culori. Da. Dacă nu se asortează, nu pot să dorm. Da recunosc, totul este frumos pus în degrade, cărligele de aceeași culoare dar am o problemă cu asta îmi place să miroase frumos în casă să fie totul în ordine, să nu fie praf, să fie absolut totul ca și cum nu ar locui nimeni acolo și reușesc, soțul tău băiatul tău reușesc să țină totul în lună? Evident nu, evident că nu, da, ce să fac am patru băieți Alexuțu, Cătă și Căței, care și ei sunt băieți. Și acum avem și un pește care și l-ai băiat. și uh, eu sunt mămica tuturor și uh, na, nu reușim să păstrăm casa imaculată, însă când, în momentul în care totul este curat și miroase frumos și proaspăt și este superb și starea mea sufletească De și psihică este, este, este super minunată. Tata electronist, liniștită. mama asistentă medicală, și mama are voce, a cântat mai de mult, a scris și a poezii. De la mama ai moștenit pasiunea pentru și tata, scris. De, cred că descris de la mama și muzica cumva de la amândoi, că amândoi sunt talentați. Amândoi au ureche muzicală, tata cântă foarte bine și la chitară. Ce ți-ai propus pentru această toamnă? Să fac multă muzică, să fiu colorată să țin pasul cu școala și cu after school lui Alex și cu te antrenamentele de in, fotbal in, și în și cu viața, viața în general. A Băiatului tău? Poftim? Te regăsești în viața băiatului tău? Evident, doar că este atât de... Cum să zic, nu te pregătește nimeni să fii părinte. Și... Uh, este așa, un carusel fiecare zi din viața noastră și încercăm să ținem pasul și să îl îndrumăm corect și să îl vedem fericit, pentru că asta este foarte important pentru noi să fie fericit. Uite, am primit un mesaj trimis de, la, de doamna Eleonora Puiu, care te felicită pentru, Mulțumesc. pentru prestația de astăzi și pentru tot ceea ce oferi publicului și doamna Eleonora spune așa, că poate mânca gogoși, pentru că există posibilitatea ca gogoșile să fie făcute din făină fără gluten. Da, noi folosim, a, încercat mama să-mi facă, dar nu cresc. Nu sunt ca ce, pentru că a, și deci... drojdie, nici drojdie n-ai voie să pui. Și există drojdie fără gluten, dar nu știu cât de asemănătoare este și nu cresc. Adică ies niște semi gogoși, ceva iese acolo. Dar, dar știi nu că sunt tot ce ai interzis cele... atrage. Tot ce nu este interzis atrage. Cu gluten, cu făină, care și o să-ți mai citesc încă un mesaj, pentru că mai avem un minut, din păcate. Ador sensibilitatea împletită cu forța femeii puternice, care este Ada. Și aș Ce păstra frumos. această mulțumesc. concluzie pe care am primit-o acum pe Facebook, pentru a-ți mulțumi, Ada, că ai venit aici între prietenii de la radio. Și eu vă mulțumesc Îți pentru dorim sănătate, dar pe aștept să ascult următoarea ta piesă și să știi că de fiecare dată ești primită cu mare bucurie aici între prietenii mulțumesc, de la mulțumesc. radio. Mulțumesc și eu vin cu, la, cu aceeași bucurie. Vin. Te îmbrățișez, gânduri și bune și să ne Doamne revedem ajutăm. cu bine. Da.